atunci o să trec mai departe și o să dau cuvântul doamnei Mirela Atanasiu de la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională Carol I. Bună ziua, sper că dumneavoastră m-au auzit mai bine, eu vă aud foarte fragmentat. Apropo da, de tehnică și de și care există în legătură cu acestea, da. Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor Media Pro 1 și Institutului Național de Statistică. Fac o treabă excelentă cu organizarea unor astfel de evenimente. Am fost la unul similar și în luna mai. Evenimente care aduc împreună specialiști din toate domeniile și care pot discuta despre cum să construim viitorul post-pandemic al României. Cu această ocazie, aș dori să vă împărtășesc câteva dintre gândurile mele legate de o problematică, consider eu actuală, de fapt, nu consider eu, cred că consideră mai mulți specialiști, uh, uh, aceea legată de drepturile omului și securitate națională. Am să vă împărtășesc ecranul pentru că am o mică prezentare pe care vreau să o. Ok, o secundă să intrăm pe prezentare. Am, prezent am făcut inițial prezentarea în limba engleză pentru că mă așteptam uh, să avem și auditorii din afară. Aceasta este tema. Ca agendă avem o scurtă introducere a conceptelor utilizate. Încercăm să răspundem puțin la întrebarea dacă în prezent există securitate pentru state sau securitate pentru cetățeni. Vom prezenta pe scurt unele dimensiuni non-militare ale securității naționale care sunt puse în slujba prezervării cadrului de securitate umană. Vom încerca să prezentăm cum sunt reflectate drepturile omului în politicile de securitate națională, dar cu accent pe cea românească. Și ca un corolar vom prezenta cam cum sunt reprezentate drepturile omului în România și unele situații de limitări ale acestora, de restrângere acestora și unele concluzii care vor încheia mica mea prezentare. Cadrul juridic al drepturilor omului prezintă standardele care recunosc și protejează demnitatea indivizilor. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 punea baza acestei forme de protejare a drepturilor și libertăților fundamentale. Astfel, în cadrul acestei declarații, pe lângă aceste, pe lângă alte drepturi, la articolul 3 este stipulat și dreptul la viață, libertate și securitatea persoanei. Așadar, securitatea reprezintă un drept universal al indivizilor. Dar pe lângă instrumentele juridice internaționale care prevăd drepturi fundamentale pentru toate persoanele, există și unele convenții sau tratate internaționale care promovează și drepturile unor grupuri specifice. Care, despre care s-au constatat că sunt adesea discriminate sau situate în posturi dezavantajoase, minorități etnice, religioase, persoane cu dizabilități, le cunoașteți și dumneavoastră. Inclusiv acestea sunt considerate în rotujirea cadrului de securitate umană. Legătura dintre drepturile omului și securitate este definită în securitatea umană, sintagmă ce exprimă simplist Situația lipsei amenințărilor la adresa existenței, a valorilor și a intereselor indivizilor. Sintagma a fost introdusă în anul 1994 de către ONU într-un raport anual al dezvoltării umane și la acel moment se modifica paradigma de securitate existentă, mutând centrul de greutate al securității pe individ și drepturile acestuia. Astfel, securitatea umană este construită pe edificiul constituit de drepturile fundamentale ale omului. Dar să vedem cât am evoluat cât este securitate pentru stat și cât este securitate pentru cetățeni. Știm că statele inițial au fost înființate de grupuri umane care și-au găsit un scop comun în a lupta împreună în război împotriva atacatorilor care doreau să le acapareze teritorii sau libertate. Astfel, statele s-au dezvoltat ulterior, devenind entități politice suverane, ca expresie ale puterii publice a cetățenilor organizați într-un teritoriu. De altfel, în prezent, prin structurile statului, sunt reglementate atât relațiile sociale între cetățeni, dar și relațiile între stat însuși și grupuri sau indivizi de pe teritoriu. Evident, relațiile sunt desfășurate în limitele unui cadru juridic care conține nu numai drepturi, dar și obligații pentru părțile implicate, fapt de care mulți cam uită. Așa cum spuneam, lucrările de specialitate din ultima vreme și practica din teren au arătat că securitatea nu mai poate fi analizată exclusiv din punct de vedere al statelor națiune și al intereselor acestora. Motivul pentru acesta este faptul că securitatea depinde de oameni. Cu nevoile, cu drepturile lor, prin urmare, securitatea umană trebuie să fie o bază pentru toate nivelurile de securitate, inclusiv pentru securitatea națională. Ceea ce trebuie reflectat în politicile de securitate națională, și acest lucru este încercat cel mai mult în statele democratice. Astfel, după o istorie în care formarea statelor și constituirea cadrului de protecție a drepturilor omului s-au întrepătruns de cursul acestei perioade, statului a ajuns să-i se dedice ca principal rol a menținerea unui sistem național care să asigure bunăstarea cetățenilor săi. Deci, sursa de legitimitate a unui stat este considerată a fi capacitatea sa de a proteja și menține drepturile cetățenilor săi și de a le asigura mediul propice satisfacerii tuturor nevoilor săi. Cu alte cuvinte, pentru aceasta a fost creat. Totuși, în politicile actuale de securitate ale statelor, pe primul loc sunt puse integritatea și suverenitatea acestora, respectiva statelor, deoarece supraviețuirea acestora reprezintă de fapt menținerea cadrului de asigurare a drepturilor cetățenilor săi. Realitate care este reflectată și în documentele strategice naționale, în Constituție, în legislația în materie de securitate, de respectiv strategii de securitate sau apărare naționale, în strategii sectoriale pe diferite domenii non-militare ale securității, etc. Cred că am uitat să dau slide-urile. Eram așa deprinsă de discurs că am uitat că sunt în. Mă scuzați! Revenim. Deci, cred că sunt aici. Revenim la securitatea umană. Aceasta se realizează în principal cu instrumente non militare, politice, economice, sociale, culturale, de mediu, le știm cu toții probabil. Indiferent de abordarea acesteia în politicile de securitate ale statelor sau organizațiilor. Dar toate dimensiunile non militare dintre interrelația lor sunt la fel de importante pentru realizarea securității umane. Dintre acestea, dimensiunea politică a securității, respectiv securitatea politică. Este direct legată de asigurarea unui mediu de viață bazat pe respectarea drepturilor omului în societate. În acest scop, dimensiunea politică acoperă relația dintre stat și cetățenii săi, precum și relațiile internaționale ale statului respectiv, că tot vorbim veni vorba de diplomație. Dar ambele tipuri de relații, interne și externe, sunt legate de menținerea securității naționale. În piramida nevoilor formulată de Abraham Maslow, nevoia de securitate este plasată pe locul al doilea ca nivel de importanță, imediat după nevoile fiziologice. De aceea, considerăm că menținerea securității naționale în interiorul statului trebuie să se bazeze pe politici publice care să servească intereselor cetățenilor și care să fie construite cu respectarea valorilor fundamentale ale drepturilor omului. Le știm cu toții viață, sănătate, demnitate umană, egalitate, etc., deoarece nu există securitate văzută ca freedom of fear, from fear or freedom from want, respectiv libertatea de amenințare, fără respectarea drepturilor omului. Și ne întoarcem iarăși la baza, pe care o reprezintă drepturile omului în to tot ceea ce poate face statul pentru cetățenii săi. Cel puțin într-o percepție liberală. De asemenea, valorile drepturilor omului trebuie să stea la baza intereselor și obiectivelor naționale exprimate în strategiile politicilor de securitate. La momentul actual, în Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2020-2024, se prevede că drepturile și libertățile cetățenilor se numără printre valorile constituționale supreme și, prin urmare, din perspectivă internă, Obiectivele de securitate națională vizează asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Să vedem cum ne prezentăm în România în ce privește drepturile omului și legătura cu securitatea în plan practic. România este un stat democratic care își asumă, evident, respectarea legilor internaționale, europene și naționale în domeniul drepturilor omului. De altfel, chiar capitolul 2 al Constituției României din 2003 precizează unele drepturi și libertăți fundamentale care trebuie asigurate oamenilor Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică fi unul esențial, ca și libertatea individuală, dreptul la apărare, libertatea circulației a persoanelor, etc. Le știm cu toții. Dar sunt stipulate și unele restricții, precum cele împotriva muncii forțate sau situații în care drepturile oamenilor sunt limitate deoarece chiar aplicarea lor ar pune în pericol uh, uh, anumite cadre de securitate națională uh, sau apărarea națională ordinea uh, morală publică dar și în caz de calamități naturale sau alte tipuri de dezastre așadar Limitarea exercitării unor drepturi ale omului are loc în prezent în contextul manifestării efectelor pandemiei de COVID-19. Limitare care are loc la nivel internațional, nu numai național, și aceasta este făcută pentru protejarea tuturor indivizilor în această situație de excepție. Astfel, astăzi unele drepturi ale omului par să sufere din cauza măsurilor restrictive de sănătate. Printre acestea, din ce am văzut și din ce am studiat, cele mai afectate sunt libertatea de exprimare și mișcare și cred că am resimțit tot, toți pe pielea noastră acest aspect, dar și confidențialitatea și protecția datelor și mai ales dreptul la educație și chiar dreptul la sănătate de multe ori. Acestea fiind limitate de guverne menite să protejeze sănătatea publică pe ansamblu de teama unui dezastru biologic, ceea ce mulți nu înțeleg. Uh, un raport uh, al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru anul 2020 privind pandemia de coronavirus și drepturile omului uh, prezenta faptul că suferința categoriilor vulnerabile de persoane pe care le-am amintit anterior a fost accentuată de restricțiile nou create. Așadar, cel mai mult suferă tot categoriile defavorizate. Și ce am văzut în ultima perioadă ca fenomen este apariția unei noi categorii de indivizi, să le spunem între ghilimele defavorizate, respectiv personal, persoanele care sunt nevaccinate la momentul actual, cărora li se limitează accesul în instituții publice, la locul de muncă, magazine, știm cu toții care sunt limitările. Așadar, securitatea tuturor pe ansamblu este păstrată prin măsuri care limitează drepturile omului și drepturile fundamentale ale tuturor categoriilor sociale. Dar cele mai vulnerabile sunt cele mai puternic afectate. În concluzie, am considerat că trebuie să punctăm unele aspecte. În politicile de securitate națională, la momentul actual, referentul este încă statul, nu individul. Prin urmare, securitatea efectivă este considerată securitate pentru toți. Astfel, securitatea națională se referă mai mult la păstrarea suveranității și integrității statului, nu a libertății oamenilor. Și am spus și de ce. Chiar dacă urmărirea securității ca atare nu încalcă drepturile omului, uneori are efecte contrare scopului general al drepturilor omului, în detrimentul asigurării libertăților individuale. Dar, Creșterea puterii statului prin limitarea drepturilor omului la un moment dat nu va crește neapărat securitatea, ci va putea duce și la insecuritate pentru toți, pentru stat și pentru cetățeni. De exemplu, în situațiile de urgență precum cea din pandemie, politicile de securitate centrate pe stat devin de multe ori neconvingătoare pentru public, pe măsură ce drepturile lor sunt limitate. Iar acest tip de construcție poate duce la erodarea solidarității sociale și poate declanșa crize și conflicte în societate. Am văzut ce s-a întâmplat prin alte state europene, mai puțin în România, dar nu, nu putem să. A, trebuie să avem o limită în a, în a lua unele măsuri care a, par să afecteze nu numai fizic, ci și psihic multe categorii de persoane. Ideea principală este că statul trebuie să rămână un furnizor central de securitate, dar securitatea statului nu este o condiție suficientă pentru bunăstarea umană. Prin urmare, consider că politicile publice trebuie să fie mai orientate către cele șapte aspecte ale securității umane, așa cum le știm cu toții din documentele ONU, respectiv economic, alimentar, de sănătate, de mediu, personal, comunitar și politic, și să integreze mai bine dimensiunile de securitate militară. Așadar, reziliență. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, sunt la dispoziție.